aflăm la Marșul Învierii 2016. Astăzi, în Timișoara, sute de credincioși au ieșit în stradă pentru a exprima bucuria Învierii lui Iisus Hristos. Știind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi cu Iisus și ne va înfățișa împreună cu voi. Așadar, bucuria Învierii în Hristos trebuie să fie un prilej de mulțumire adusă lui Dumnezeu, pentru că și-a asumat păcatul omenirii, dând fiecăruia șansa de a ne bucura de viața veșnică. Acțiunea Marșul Învierii este organizată anual în cea de-a doua zi de Paști, recunoscută și apreciată pe plan național și internațional, fiind unicul eveniment de acest gen din România. Prin această acțiune, în spiritul ecumenic și cultural al Timișoarei, sunt reunite toate cultele creștine. Evenimentele sunt o reușită prin numărul miilor de credincioși din toate cultele care participă și se bucură de spiritul sărbătorilor pascale. A fost în lume o înviere, dar înainte un Ghețimani și o cupă cu venin și fiere, ce fu sorbită în tăcere și un ucenic între dușmani. Corul și fanfara reunite din toate cultele din Timișoara susțin un program religios în fața Catedralei Mitropolitane, a Primăriei Municipiului Timișoara, a Consiliului Județean Timiș și a Prefecturii Județului Timiș. Scopul acțiunii este promovarea valorilor creștine și proclamarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. A înviat, a înviat Domnul nostru din morți, să ne bucurăm, slavă lui, să-i cântăm, că cel pentru noi chiar moartea a suferit. Aleluia, sună toate în orice loc. Doamne Dumnezeul nostru, în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru noi, avem îndrăzneala în după amiaza aceasta să venim cu rugăciunea noastră înaintea Ta. Avem îndrăzneala să venim să-Ți mulțumim pentru ocazia aceasta de a ne bucura de învierea Domnului Iisus Hristos. Mormântul gol, femeile care L-au întâlnit în grădina mormântului, Maria Magdalena, apostolii cu care S-a întâlnit după înviere, ne mărturisesc faptul de netăgăduit că Hristos a înviat, a înviat pentru noi toți, ca să ne scoată din robia păcatului și să ne aducă într-o nouă realitate a Harului și a ajutorului Dumnezeu. În fiecare an, la sărbătoarea Învierii Domnului, ne amintim că oricât de mult s-a schimbat lumea în care noi trăim și orice ne-ar fi luat viața de-a lungul anilor, Iisus Hristos e același ieri, azi și în veci. Proiectul Marșul Învierii a luat ființă în urmă cu 25 de ani și a fost lansat de Asociația Evanghelistică și de Caritate Iisus Speranța României, aflându-se la cea de-a 25-a ediție. Acest eveniment a luat ființă în urmă cu 25 de ani. Pastorul Petru Dugulescu împreună cu pastorul Codreanu și cu înalt preasfințitul Nicolae Corneanu au avut împreună dorința de a ieși dintre zidurile bisericii și de a proclama învierea Domnului Iisus într-un mod diferit. Marșul acesta, iată că îi provoacă pe credincioși să iasă dintre ziduri și să vină să mărturisească în adevăr că Iisus Hristos este Domnul lor. Și e o ocazie frumoasă și îmi amintesc că în toți anii, iată, eu sunt de 15 ani în asociație, de când ne ocupăm de organizarea acestui eveniment a Marșului Învierii. Și o frumusețe să vezi cum oamenii vin să mărturisească în adevăr, în aer liber, că Iisus este Domnul și nu se rușinează să o facă în văzul tuturor. E ceva special și iată că s-a manifestat această dorință de a proclama învierea Domnului Iisus în aer liber și în alte orașe. Și în prezent sunt încă vreo peste 10 localități unde se face Marșul Învierii. Sunt nespus de bucuroasă că ne aflăm astăzi la 25-a ediție a Marșului Învierii și că sărbătorim 25 de ani de existență a Asociației Iisus Speranța României, care a fost începută de tatăl meu ca un vis din vremea comunismului când a ajuns la libertate. Și cred că Marșul Învierii este expresia acestei libertăți. Cred că întotdeauna și-a dorit ca toți creștinii să vină împreună și să proclame învierea Domnului Iisus. De asemenea, nu doar expresia libertății pe care vreau să o păstrăm cu toții vie în minte și să nu uităm niciodată că s-a plătit un preț pentru ca noi să putem fi în parc sau pe stradă și să proclamăm Evanghelia,
dar este și expresia unității creștinilor care crede în învierea Domnului Isus. Cu ocazia marșului, în fiecare an, toți liderii cultelor din Timișoara, toți liderii religioși vin împreună cu oamenii care cred în învierea Domnului Isus, nu doar să proclame învierea și dragostea și speranța ce au primit-o, dar să facă rugăciuni și cereri de binecuvântare pentru orașul Timișoara. Ca în fiecare an, Marșul Învierii se încheie în Parcul Rozelor cu o seară de evangelizare.